Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din Șahmat, sunt Ciprian Crețescu. Alături de mine, prin intermediul webcam-ului, au revenit pentru partida revanșă maestrii internaționali Alexandru Banzea și David Gavrilescu. Domnilor, vă salut! Salut, Ciprian! Salut telespectatorilor! Salut, Ciprian! Salut, Alex! Bună ziua tuturor! Înainte să vorbim despre partidă, aș vrea să revenim puțin la acea performanță memorabilă pe care ați obținut-o cu naționala de juniori sub 18 ani. Povestiți-mi, vă rog, puțin despre cum a fost atunci. În primul rând, Alex, care a fost componența echipei? Am avut pe prima masă mezinul David Gavrilescu, care chiar că a fost cel mai mic din echipa, juca cel mai bine, după părerea mea, având niște adversari mult, mult mai puternic cotați, iar pe masa 2 am fost chiar eu încercând să țin masa, cum se zice, practic, îl lăsam pe Ducu să facă punctul și eu încercam să joc cât mai solid, sau pe ceilalți băieți, pentru că pe masa 3 am avut multiplul campion național George Stoleriu, urmat de masa 4 Victor Vesie și eu, recent admis la Oxford, ceea ce ne dă numai gânduri bune, având un român student la Oxford, putem să ne mândrim și peste hotare. Și după părerea mea, eu cred că a fost foarte important că noi ne aveam ca frații, adică nu eram nici o echipă slabă, dar nici cea mai puternică. Și faptul că relația dintre noi era una foarte strânsă și tot timpul țineam să ne ajutăm, a ajutat foarte mult, pentru că pot să fac o referire la un campionatul de la Oradea din 2018 la Șah Rapid, unde am avut o echipă clar superioară formată din Deac Bogdan, Costache Mihnea, David Gavrilescu și cu mine, care eram clar echipa favorită, dar faptul că, să zicem, poate nu am fost chiar la fel de uniți, am reușit abia să smulgem o medalie, doar că na, trebuia să câștigăm detașat turneul după ratinguri. Revenind la acel aur european, Ducu, tu erai mezinul echipei, aveai doar 14 ani și jucai la naționala de juniori 18 ani și mai mult jucai la masa întâi. Spune-mi, cum ți s-a părut ție acea experiență? A fost o senzație specială pentru mine, nu mă așteptam să joc chiar pe masa întâi și m-a bucurat enorm și asta m-a făcut să fiu foarte determinat și să joc foarte bine, dar cum a zis și Alex, acest rezultat nu era posibil fără aportul fiecăruia din echipă și cel mai important a fost conexiunea pe care o aveam cu toții și mereu ne ajutam. Și asta a făcut clar diferența, chiar învingând echipe mult mai bine cotate și cu mult mai multă experiență. Din punctul vostru de vedere al jucătorilor, care este diferența dintre o competiție de șah individual și una de șah pe echipe? Vorbim despre competițiile reale, nu de șah online. Alex? La șahul pe echipe poate suna puțin ciudat, doar că este exact ca șahul normal, doar că fiecare joacă partida lui și la final sunt cumulate rezultatele, se trage linie și ce echipă are mai multe puncte, practic, câștigă meciul. Important să nu se confunde cu șahul tandem, unde necesită doi jucători într-o echipă, iar fiecare face câte o mutare. Acest lucru este ceva complet diferit față de șahul pe echipe, deși sună chiar similar, adică e foarte, foarte greu de făcut diferența dacă nu faci parte din domeniu. Și vreau să fac o referire și la antrenorul nostru din Germania, la Nad Petre, care a depus o muncă titanică să ne țină pe toți uniți și să ne studieze adversarii, încercând să ne ajute la pregătire și fiind numai trup și suflet cu toată echipa. Chiar voiam să vă întreb de antrenor, pentru că știu că el desemnează jucătorii pe mese, masa 1, masa 2, masa 3. Ducu, atunci când tu ai fost desemnat masa 1, fiind chiar mezinul echipei, ce sentimente ai avut? A fost desigur o bucurie imensă pentru mine, nu mă așteptam, mai ales la un campionat european sub 18 ani și asta m-a determinat să joc din ce în ce mai bine, să încerc să joc la nivelul adversarilor care aveau mult mai multă experiență, dar m-am bucurat foarte mult și cred că a fost decizia potrivită asta cu selecția pe mese și toți ne-am îndeplinit rolul nostru perfect.
Chiar am avut o discuție înainte de turneu cu George Stoleriu, deoarece eu și George aveam un rating foarte apropiat și era destul de greu de luat o decizie cine să fie pe masa 2 sau masa 3, practic. Pe masa 2, fiind o masă mai grea, trebuie să joci mai solid să ții masa, iar pe masa 3 să joci mai agresiv, să faci punctul. Și cred că antrenorul nostru a luat o decizie foarte bună, ținându-mă pe mine pe masa 2 să joc cât mai solid, iar el să fie golgheterul pe masa 3, ca să zic așa. Foarte, foarte interesante aceste amănunte. Haideți acum să revenim la partida școală din această emisiune. Ducu, tu ai triumfat în episodul trecut. Cum vei aborda jocul de acum? O să încerc să joc normal, mai ales acum că sunt cu negru, o să încerc o abordare mai solidă și sper să-mi iasă la fel de bine ca data trecută. Alex, bănuiesc că dacă ai pregătit ceva special lui Ducu, nu o să ne spui nou acum, dar în principiu, cum ți-ai propus să obții revanșa? O să încerc să fac un haos total și măcar să vin și eu cu golul de onoare. Bun, vă propun să trecem la joc. Vă reamintesc că este vorba de un blitz online de 3 minute cu 2 secunde adăugare. Domnilor, succes! Mulțumim. Se pare că în această partidă o să am piesele negre. Să vedem ce a pregătit Alex. Avem piesele albe. O să joc un E4, ceea ce joc eu de obicei. Am mai jucat și D4, dar destul de rar. 1 E4. În ultimul timp asta a fost arma lui principală. Acum am mai multe variante în repertoriu, dar cred că o să aleg apărarea Carocan. În ultimul timp mi-a adus multe succese și cred că este o deschidere destul de bună. El în general joacă franceză sau Carocan. Ok, joacă Carocan acum. Și ce să jucăm? Ce să jucăm? Poți joc cu Galfe3, poți joc cu D4. O să încercăm un sideline. O să încercăm un sideline. Sunt curios ce face la acest mic sideline. Nu e o variantă grozavă, obiectiv vorbind, dar duce către niște structuri destul de familiare. Pentru că după ce joacă cu D4, intrăm într-un fel de indiană rege. Într-un fel de indiană de rege cu culori inversate. Practic o să joc un D3 și după să vedem. Calce 3, una dintre variantele principale. D5, încerc să pun presiune pe centrul lui. Dama E2, asta este o variantă secundară. Nu mi-am amintesc exact cum trebuie făcut, dar D4 pare o mutare logică. Să încerc să-l dau cu calul în spate. Cal D1. Alex mi-a cedat centrul, dar încearcă să se dezvolte destul de rapid. E5, încerc să îmi fac cât mai mult spațiu. D3 urmează din partea lui. Bd6 pare cel mai natural pentru mine. Încă nu precizez unde îmi poziționez calul. Și chiar cred că calul stă bine pe E7. Practic, eu acum joc cu albul ca și cum aș fi cu negrul, dar joc o indiană de rege. Ceea ce mă bucură tot timpul. Un mare fan al acestei deschideri, chit că, obiectiv vorbind, este puțin dubioasă. Ok, aș juca cu Cal E7. Acum, ideea mea era să joc nebun H3, să încerc să scap de acești nebuni. Ok, o să mă duc acum. Vreau cu H4, dar o să fac așa. Am văzut niște partide în structura asta. Cu albul, dacă nu greșesc, Demchenko a jucat destul de mult linia asta. Cred că pe partidele lui m-am inspirat, deși s-ar putea să mai greșesc la nume. Important e oricum să reții ideile, nu cine le-a inventat. Nebun H3 este o mutare ciudată, dar de asemenea interesantă, deoarece noi acum suntem într-o poziție asemănătoare indienei de rege cu culori inversate și atunci nebunul meu este foarte important în atac și încearcă să-l schimbe.
Cred că cal de 7 este interesant, încerc să păstrez cât mai mult nebunul. Acum o să încerc să fac rocada și să spar cu F5, să amând dezvoltarea nebunului din ciop cât mai mult. Și la aici face o mică concesie, joacă cal de 7, să țină nebunii. Ceea ce poate decât să ne bucure, după părerea mea. F4, bătaie, bătaie, cal G6, E5 și ok. Nebunul ăsta, ideea e că de obicei în Indiana regelui vine în G2 și bate în pion. Și acum la H3 are o viață destul de bună, să zicem. F4, el pornește un atac destul de rapid, urmează cal F3, probabil. Și cred că o să joc C5, urmând cal C6, protejând cât pot de mult pionul E5. Cal C6 pare mutarea naturală, să îmi duc piesele cât mai în față. El a prins o așezare destul de bună, destul de promițătoare, din cauza faptului că a prins acel nebun H3, piesele mele spuse destul de ciudat. F4 mai am și E5 ca idee. Eu o să joc cal F3, poate amenință să iau un D7 și să iau pionul. Mă aștept la un F6. Sau cal la C6. Foarte, foarte logic până acum tot ce a făcut. Duc. Pot să vin cal F2, pot să fac rocada mică. Pot să vin un A4. Dar e un plan destul de lent. Ok, o să fac nebun de 2. Deși nu e clar. Pur și simplu rocada pare totuși cel mai natural. Deși cal F2. Calul vine mereu în F2 în structurile astea. Aici am pierdut destul de mult timp cu decizia asta, care se putea face într-o secundă. Sincer să fiu. Cal F2 urmează din partea lui. Cred că ar trebui să-mi termin dezvoltarea cu rocada mică și după aceea să decid ce fac cu nebunul din C8. Am planuri ori de B5, ori s-ar putea să trebuiască să schimb. Nebunia de 7. O decizie surprinzătoare. Cred că trebuie să recapturez cu nebunul. F5. El se bazează acum că nebunul meu din D7 este destul de rău poziționat. Și parte tabla în două. Acum este destul de clar că el o să vină pe flancul regelui, unde deja am făcut rocada și are pionul cel mai înaintat. Și o să încerc B5 să sparg cât de repede pot cu C4 și să îl oblig să aleagă o parte unde să facă rocada, ori pe flancul damei unde eu deja am pornit atacul, ori pe flancul regelui, dar atunci atacul lui ar veni mai rău, mai greu. Și acum, după ce a făcut rocada, o să încercăm să facem ceva destul de riscant. O să dăm nebunul și o să încercăm să ne năpustim asupra lui cu un atac pe flancul regelui, să împingem pionii. Țin minte o partidă Kramnik Van Forest cu o structură de genul ăsta. Puteți să căutați Kramnik cu Van Forest Jordan. Pentru că sunt câțiva frați. Nu e doar un Van Forest. Și acum pot să joc H4 cu cal G4 sau să joc G4 G5 mai direct. Dar probabil că vreau H4 cu cal G4. Nu mi-e clar. Probabil vreau amândouă. El o să vrea să spargă cu C4. Asta e destul de clar. Ideea ar fi să fim gata să jucăm cu rege F1, cale 1 când vrea el să facă pe acolo ceva. H4, pornește atacul. Trebuie să fiu cât mai rapid în atacul meu, așa că o să sacrific un pion cu C4.
Este destul de clar că nu prea mă pot apăra pe flancul regelui, deoarece am mai puțin pion și dacă îi înaintez o să-mi deschid propriul rege, ceea ce nu este prea bine. Acum încerc să deschid flancul damei și să prind ceva contrajoc. Eu chiar aș da C4 dacă aș fi în locul lui să sacrific pionul, deși poate nu e așa grozav. Da, asta era mutarea practică. Și acum pot să joc un cal G4, deși nu mi-e clar că vreau asta. Deși știi cum e, și dacă îi prind pe aici un combo, nu-l văd prea bine. Dar o să fac planul mai lent, să ne ducem cu planul lent. Hai să ne ducem cu planul lent. O să duc regele la G2. Rege F1 încearcă să își ascundă regele pe flancul regelui. Cum este un moment destul de interesant, deoarece nu mi-e deloc clar ce să fac cu piesele mele. Atacul pe flancul damei ar veni un pic în gol, dar pe flancul regele meu este mult mai vulnerabil, deoarece am mai puține piese pe partea asta. Deci cred că o să trebuiască să atac pe flancul regelui și să sper că nu o să-mi iau pe flancul damei și să sper că nu o să-mi iau mat. Deci turn C8 pare interesant să încerc să deschid coloana și să vin cal B4. Ideea mea e că el o să ia cetură C8 cal B4 și o să am cal E1 să țin C2-ul. E o idee tipică și în Indiana regelui. Probabil puteam să joc mai energetic, dar cred că pur și simplu să jucăm așa e ok. E o structură destul de greu de înțeles. Dacă analizați cu calculatorul pozițiile astea, o să vă zică tot timpul aici un minus 1 lejer, o să zică că negru e aproape câștigat, dar nu e chiar așa simplu. Totuși vin și eu la rege. El își continuă atacul cu G4. O să atac și eu cu cal la B4. Cal E1 vrea să insinueze că ține tot pe flancul damei. O să încerc să deschid coloana C. Cred că o să pot să capturez pionul din A2, deoarece turnii A2 am turnii C1. Totuși vin și eu la rege. Cale 1. Acum pot să joc nebun G5 să provoc F6. Deși nu mi-e clar. Aici un damă C7 cu cal C2 aș considera. Dacă aș fi duc. Ok, și îmi face calea A2, ceea ce mi-a scăpat complet. Dar poate am nebun G5 totuși. Dama A5. F6. Prin ceva atac pe acolo. Nebun G5, vrea să-mi atace dama cu tempo și după să-mi ia calul din A2. Acum aș avea două variante, dama A5, dar cred că B4 este foarte puternic, deci cred că trebuie să joc F6. Dacă face F6, se deschide H-ul. Nu mi se pare o idee grozavă, dar ok, o să mă retrag și o să dau G5, G6, dacă apuc asta e cam iese matul în general. Și face cal C3 acum, ceea ce mă ia complet prin surprindere. Vrea să rămână cu pionii ăștia, o să împingă B4. Dar totuși cred că-s mai rapid, cred că ajung la mat. Totuși. Nebun de 2 protejează
ieșirea mea. Calce 3 mi se pare foarte interesant, să încerc să sacrific calul, dar am mulți pion liber pe flancul damei. B4, încerc să promovez G5. Acum este foarte complicat, deoarece mai avem foarte puțin timp. B3, încerc să fac damă cât mai repede. G6, el vrea să vină direct la mat. Încerc să blochez atacul. Dama H5 pregătește probabil un sacrificiu. Trebuie să mă apăr cu dama. Cal G4 mi-a scăpat și cred că am mici probleme. Da, mi-a înțamat într-o mutare. Încerc un contrajoc, dar cred că poziția este cam pierdută. Așa, am pierdut la timp. G6 fac și eu. H6 o să facă. Și acum cal G4, sacrificii, damă H5. Și acum nebun H6 cu cal G4 ar trebui să fie mat. Dacă nu scapă cumva miraculos. Cal F7, damă H8. Cam iese matul sau nu iese? Luăm pe aici. Trebuie să iasă un mat pe aici. Luăm și noi o damă. Și a pierdut la timp. Cred că ieșea matul, sincer să fiu. Da, probabil eram complet pierdut și pe tablă. Am jucat destul de rău și atacul lui a fost excelent. Adică sacrificiul la H6 chiar l-am ratat. Da, o partidă foarte haotică și se pare că am luat mat, cum precizam mai înainte. Și da, felicitări lui Alex, chiar a fost o partidă foarte, foarte palpitantă. Da, nu știu. Aici probabil mi-a scăpat ceva. Un damă H8. Sincer, nu prea văd exact cum ieșea matul, dar nu știu. Am un feeling așa că totuși trebuie să fiu complet câștigat aici. Damă H8, bat la F6, dau G7. Chit că el îmi ia tura și face damă. Nu se întâmplă mare lucru la regele din F1 și... Da, cred că o să fiu primul care dă mat în general în structura asta. Felicitări, Alex, pentru revanșă! Mersi, mersi, Ciprian. Chiar a fost un haos total, o indiană de rege cu culori inversate, deci cu sacrificiile acelea. Nu prea am înțeles ce se întâmplă la finală. Eu îi luam dama, el făcea damă, dar din fericire a rămas fără timp. Cred că puteam și să câștig matematic, dar n-a mai contat când i s-a scurs timpul. Ducu, cum ți s-a părut această experiență în emisiune? A fost o experiență deosebită, n-am mai făcut niciodată așa ceva și chiar mă bucur că am fost aici și am jucat cu Alex, cu prietenul meu bun. Și da, partidele au fost de-a dreptul incredibile. Nu sunt sigur ce s-a întâmplat în partida de azi, n-am înțeles mai nimic. Până la urmă, cred că eram complet pierdut, dar în criză de timp orice se poate întâmpla. Dar da, mă bucur că am făcut parte din acest eveniment și sperăm să ne mai inviți, Ciprian. Mulțumesc, Alex, mulțumesc, Ducu. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezență, pentru partidele disputate și comentariile oferite și vă urez mult succes în tot ceea ce v-ați propus. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei ediții. Eu sunt Ciprian Grețescu și vă aștept și sâmbăta viitoare la un nou episod alături de alți invitați din lumea șahului. La revedere!